Da, uite, au trecut 50 de ani, nici nu știu când, și cu mare regret o spun, dar în acești 50 de ani n-am ajuns la Turda de foarte multe ori. Și vă jur că nu din cauza mea. Sunt convinsă. Mi-aduc aminte că am venit odată și... Bine, asta era mai de mult. Și am spus, dacă nu se vânduse decât 12 bilete. Așa erau alte vremuri când dumneavoastră probabil erați în perioada aceea interzisă. Nu, 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 nu. Doamne ferește, nu. Da, așa se mai întâmplă din când în când. Acum țin să vă mărturisesc că încă mai erau doritori să intre în sală, dar n-am mai avut noi bilete, de aceea da, știu, așteptăm. Știu, știu și e unul dintre regretele mele, cum să spun, că așa ar fi trebuit. De câte ori ajung la Cluj, n-ar fi fost rău să fac un spectacol și la Turda. Dar trăim niște perioade în care cred că mi-este dificil să vin cu Filarmonica și Corul Academic din Cluj la Turda. Având în vedere spațiul. Nu, nu, cred că ar intra. Sala e generoasă, o sală de teatru cunosc. Dar e mai greu așa. Craiova, Liceul Nicolae Bălcescu. Ce este Craiova, maestre, pentru dumneavoastră? Craiova, văzută din car, e cel mai frumos oraș din lume, așa spunea Marian Sorescu, într-o celebră poema lui. E locul unde s-a desfășurat adolescența mea. Adică e tinerețea mea, e copilăria mea, într-un fel. Și faptul că m-am întors după ce am terminat Institutul de Teatru la Craiova, asta, deși puteam să rămân în București. Dar nu aveam decât 21 de ani neîmpliniți. Era cel mai tânăr actor. Da, cel mai tânăr absolvent, da. În istoria Institutului de Teatru, ciudat. Și am ajuns la Craiova și pe scena Teatrului Național din Craiova, unde am avut bucurie să lucrez cu mari regizori, să fiu coleg cu mari actori și să fac niște roluri de care sunt chiar mândru. Vreau să vă anunț că în curând, adică anul viitor, anul centenarului, va mai veni un craiovean, un prieten de-al dumneavoastră și coleg, Emil Borodine. Da, Emil vine mereu cu asemenea manifestări. Face niște recitări de poezie interesante. Dacă acum sunteți la Turda, un gând pentru cei care peste câteva minute vor intra. Păi eu ce să le spun, să aibă încredere, pentru că fac parte din acea categorie de artiști care n-au păcălit niciodată. Nu mi-a plăcut jumătățile de măsură, ce am avut de spus, am spus clar, franc, nu m-am temut de vorbe. Și cei care vin la spectacolele mele descoperă adevăratul artist, pe adevăratul artistul Dorin Gheorghe. Din păcate, prezența mea pe posturile de radio este inexistentă. La televiziune apar destul de rar, chiar foarte rar. Poate e bine. Poate e bine. Dar multe lume îmi reproșează faptul că ne putem să intre la un spectacol de-al meu, de pildă. Și asta mă doare sufletul pentru oamenii din orașele mici ale țării. Vezi, eu am făcut un spectacol care se chema Lecția și l-am dus prin orașele mici, orașele unde viața culturală este aproape inexistentă. Turda are un teatru. Turda are o viață culturală. Turda e aproape de Cluj. Dar gândiți-vă că sunt orașe, orășele, unde e mai greu să ajungă actul de cultură adevărat. La Babadag, de pildă. Ia gândește-te, la Babadag. Am fost la Babadag cu acel spectacol, unde n-a mai fost niciun spectacol real, adevărat, de 22 de ani. Este o tragedie. Oamenii n-au nicio vină că locuiesc acolo. N-au nicio vină. Exact. Ei se bucură, cum se spun, că primăria de ziua orașului face câte o manifestație de asta în care vin fetele, cântă, se aruncă artificii la sfârșit și se scrie a avut loc o activitate culturală în cadrul primăriei. E, nu-i așa. Nu-i chiar așa. Ce sfat important v-a dat tatăl dumneavoastră? Tata mi-a zis să fiu normal. Și de atunci încerc să fiu normal. Și vă reușește? Mie reușește, ai să le zic. Dumneavoastră, tinere generații, ce sfat
să pună pasul serios, să îndrepte către cultură. Adică superficialitatea e dăunătoare în orice domeniu. Dar faptul că se abandonează, dar nu e vina acestei generații, e vina unui sistem care nu pune preț aproape deloc pe ce înseamnă actul cultural. Ori de aici încolo începe, din educație și cultură, începe și viitorul unei nații. Omul poate trăi acultural? Poate trăi, dar devine animal. Bine, vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim!